La 48 de ore, eu nu dorm. Eu m-am îngreșat în viață de 4 ori, de 40-50 de kilograme, ca să probez pe mine toate dietele. Nu cred, mai știu eu unul așa. Nu cred. Bă, frate, băi, când aud chestia asta, mi se ridică părul în cap, deși nu am. Exact ca și Reigns Fitness, susține că s-a îngreșat ca să facă experimente. Bine, trebuie să fii și un pic așa. Asta este și frumusețea clipurilor Greșeli în Fitness. Dacă vă place această nouă serie, să-mi spuneți pe cine ați vrea să mai analizăm din domeniul nutriției, din domeniul fitness-ului, lăsați-mi în comentarii și vă promit că vom face episoade cu toate persoanele pe care mi le lăsați în comentarii. Episodul acesta îl vom analiza pe domnul Superman, de la Șef la Cuțite. Haideți să vedem ce a făcut domnul acesta, pentru că a avut și el o transformare incredibilă, și să vedem ce sfaturi ne dă din punct de vedere al nutriției, al slăbitului și așa mai departe. Nu sunt doctor, nu sunt nutriționist, nu sunt sportiv de performanță, dar am dreptul să-mi dau cu părerea despre oricine, așa că haideți să trecem la treabă. Aș vrea să-i păcălesc cumva un ciolan cu fasole, a la mamaia. Ciolan cu fasole, foarte interesant, e una dintre mâncărurile mele preferate. La vârsta de 46 de ani, mă îngreșasem 45 de kilograme făcând experimente pe mine. M-am îngreșat cu bună știință să fac un ultramaraton în interiorul corpului meu, să înțeleg ce se întâmplă în corpul unui om când se îngrașă. Și încă lucrez la cea mai ușoară metodă de slăbire, zic eu, din galaxie. Bă, frate, băi, când aud chestia asta, mi se ridică părul în cap, deși nu am. Exact ca și Reigns Fitness, susține că s-a îngrășat ca să facă experimente, să vadă ce se întâmplă cu corpul lui. Băi, fraților, deci chestia asta nu-mi place deloc. De ce nu ești asumat? De ce nu spui că ai mâncat în penny? De ce nu spui că n-ai făcut sport? De ce nu spui că ai fost delăsător? De ce trebuie să spui că te-ai îngrășat special? Deci chestia asta mi se pare... Nu știu, super, super aiurea. Ok, te îngras special un kil, două, frate, dar nu 50 de kile. Ok, haideți să derulăm un pic, să vedem jurizarea, să vedem ce vorbește cu șefii. A, deci de ăsta ești. Hați! Superman! Yes. Deci, salut! 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 Vă salut! Luacu! Ne pare rău, dar n-avem ce face! Aia e! Și cum vă numiți? Cine sunteți? Cristi Borcan. Cristi Borcan. Am 40. Se vede, Cristi Borcan. Am pus multe, multe chestii din Borcan. Din Borcan. Normal, e un defect de familie. Sunt nutriționist, antrenor personal și ultramaratonist. E nutriționist și antrenor personal, deci foarte important lucrul acesta. Bănuiesc că are și studii, eu nu am studii în domeniile acestea, însă pot să-mi dau cu părerea despre oricine. Atât timp cât am 7 ani de acasă și vorbesc frumos, nu este nicio problemă. Ultra! Ultra! Care e diferența între maratonist și ultramaratonist? Maratonul înseamnă 42,2 km, cursa istorică. Ultramaratonul înseamnă 50. Dar de la 100 de kilometri încolo să intrăm în altă galaxie. Cum adică 100 de kilometri încolo? Eu am alergat 151 de kilometri în casă, pe un traseu de 20 de metri. Deci omul este foarte tare. A alergat 150 de kilometri în casă. Deci omul este super tare. A alergat 1000... Deci omul este super tare. Deci omul este super tare. Deci omul este super tare. A alergat 150 de kilometri în casă. Bine, trebuie să fii și un pic așa. Și trebuie să fii și foarte motivat și să ai un psihic foarte tare să reușești așa ceva. Bravo lui! Dar ce-ai puținele, doamne, iar cam în 20 de metri 150. Păi acum două săptămâni la un concurs la care am fost 150 de ultramaratoniști și chiar am reușit să ocup locul 10 la masculin, eu alergând în casă, deci alții pe asfalt. Și nu te-ai oprit deloc? În 24 de ore nici măcar o clipă. 24 de ore și toți ați făcut chestia asta? Da. Alergând pe loc sau cumva în cer? Cumva... Păi eu am avut cel mai greu traseu. De 20 de metri. De sufragerie, în baie, între fotolii, în spatele canapelei. S-ar putea încă să dețin recordul mondial la alergat în casă. Deci mi se pare incredibil să alergi 150 de kilometri în 20 de metri, cum zice el, în casă. Mi se pare incredibil să nu te oprești 24 de ore, să te duci la toaletă, să mănânci, absolut nimic.
Incredibil. Deci pentru chestia asta a ajuns pălăria în fața lui. Dar adică fără întrerupere, stai la 48 de ore. Eu nu dorm. De ce nu dorm? Păi e șansa mea, eu sunt lent. E șansa mea să bat niște ultramaratonici de valoare mondială. Deci stai că nu, mea. Deci sunt prea multe informații. Da. Deci nu dormi, dar alergi, adică nu dormi în general? Mă deplasez. La toaletă fost, nu, nu. Ba da, dar chiar la Atena, la Atena am făcut o probă, deci cu pipilice am făcut vreo 2 km, dacă i-am făcut în timpul mersului. Pe tine? Nu. Pe tine. Florin n-a înțeles, se pare. Omul se referă că a economisit 2 km prin faptul că a sărit peste oprirea de toaletă și a făcut în timpul mersului, în pipilice. Dar Florin nu a înțeles. Nu. Mai sunt și nopți, mai sunt și zone în care ești singurel pe acolo, adică nu e hărmălaie. Așa, deci la Atena 72 de ore, în timpul ăsta, alergând, ai făcut în 2 km un... Nu. Am calculat așa. Câțiva pipilici acolo, am câștigat vreo 2 km. Adică dacă nu te oprești, iar... sau cum? Exact. Păi și cum, ce-ai făcut? Unde ai făcut? Din mers. Să mănâncă din mers, să bea din mers. Și culmea, între mine și locul 2 au fost 2 km. Foarte tare om, a câștigat maratonul de 72 de ore. Mi se pare extraordinar. Un rezultat extraordinar pentru oricine, mai ales pentru vârsta lui. Deci eu am câștigat ultramaratonul de la Atena. Ok, cu p*** am înțeles. Și cu locul 2 cum o faci în 72 de ore? Cu locul 2 în ce sens? Știi tu. Treaba mare. Nu, chiar nu se poate. Păi și... Ar fi fost culmea să facă și treaba mare din mers. Ce faci? Păi dacă nu mănânci... Te duci la baie. A, deci te oprești. Da. Dar cine te fugărește, măi, omule, de ce? Vreau să demonstrez că un fost obez poate. Ce înseamnă fost obez? Păi am avut, pentru 1 octombrie 2016, 120,2 kg. Deci aici mi se pare maximă treaba asta. A avut 120 de kilograme, un fost obez. Îmi place foarte mult că este mândru de reușita lui, de transformarea lui, nu se ascunde, ne spune câte kilograme a avut fără niciun stres. Eu m-am îngreșat în viață de 4 ori, câte 40-50 de kilograme, ca să probez pe mine toate dietele. Nu cred, mai știu eu unul așa. Nu cred. Vă îngreșați ca să testați metoda personală. Acest lucru însă nu-mi place. Cum, frate, să spui că te-ai îngreșat de 4-5 ori în viață, câte 50 de kilograme, ca să testezi dietele pe tine? Deci mi se pare cea mai mare absurditate. Chestia asta aici nu-mi place. Astea sunt vrăjeli, astea sunt minciuni. Eu nu pun botul la așa ceva. Pur și simplu s-a îngreșat pentru că s-a delăsat. Nu avea capacitatea psihică, mentală, de a-și păstra greutatea după ce slăbea. Și eu am trecut prin chestia asta, nu este o rușine, este mai rușinos să minți, mai bine spui adevărul. Da, frate, am ajuns la o greutate care îmi convenea și apoi m-am lăsat, am început să mănânc iarăși mult, să mănânc prostii, să mănânc dezordonat, să nu mai am grijă ce mănânc și să nu mai fac sport. Și normal cum am îngrășat. Care era problema dacă spunea așa? Nu era nicio problemă. Dacă îmi spui că te-ai îngrășat special... Nici măcar Florina, a zis, nu crede. I-a zis, nu cred. I-a zis de 2-3 ori că nu crede lucrul acesta. Mă, dar cum slăbești acum, zici și mie? Lucrez la metoda mea de vreo 25 de ani. E din cap, e mental. Toată lumea vrea să te sucească, să te schimbe, eu vreau să te las ca pe tine. Adică, duminica e duminică, crezi o amintire frumoasă, da? Adică? Ok. Adică te duci și mănânci cu familia în oraș. Doar ce duminica. Vrei tu? Ce vrei tu? Da, duminica. Exact, fraților, toți încearcă să vă schimbe, toți vă dau diete stas. Aici îmi place maxim de el pentru că într-adevăr trebuie să cunoști omul, trebuie să cunoști clientul, să-l întrebi ce mănâncă, când mănâncă, ce îi place să mănânce și să-i faci o dietă personalizată, ca omul acela să nu simtă atât de tare deficitul de calorii, să aibă și bucurii, să poată să mănânce și ce își dorește. Lucrul ăsta este extraordinar, jos pălăria pentru el. Însă nu trebuie să stai 26 de ani să developezi o metodă de slăbit care să semene cu asta. Același lucru vă învăț și eu aici, trebuie să mă mai faceți poftele din când în când, dar să aveți grijă la cantități. Haideți să vedem ce mai spune. Lunea, tu ai în corp nutrienții de duminică. Și nu mai mănânci nimic. Nu foame, nu, mănânci normal. Exact, dacă duminica ești la restaurant și mănânci mai mult, luni ai nutrienții în corp de duminică. E foarte ok ce a spus aici și bontea, bineînțeles, că
A început imediat, că a doua zi, adică luni, faci foamea. Însă omul este cu capul pe umeri și a explicat că nu trebuie să te înfometezi. Trebuie să mănânci normal și este perfect adevărat. Asta trebuie să faceți, fraților, asta v-am zis și eu. Dacă într-o zi mâncați mai mult, a doua zi mâncați un pic mai puțin, dar nu să nu mâncați deloc, să faceți foamea. În loc de 2000 de calorii, de 1500 de calorii a doua zi, trebuie să mâncați mai puțin. Puteți să mâncați 1000-1200 de calorii și apoi reveniți la normalul de marți. 1500-2000, sport, toate cele și nu se întâmplă absolut nimic. În momentul în care te înfometezi, organismul intră într-un metabolism de fiară, vegetativ. Nu o să reziști decât 2-3 săptămâni, o lună, două. Da, pentru că dacă te înfometezi, dar bine, nu o zi cum era cazul de față, speța asta. El acum vorbește în general, deci dacă te înfometezi pe o perioadă mai mare de timp, pe câteva zile, pe o săptămână, două săptămâni, o lună, nu vei putea ține dieta la nesfârșit. Și automat vei ceda, vei face binge eating, după aia vei mânca foarte, foarte mult. Creierul va fi bombardat, efectiv, bombardat cu pofte, cu pofte, cu pofte. Vei mânca până îți vei umple stomacul maxim, până simți că nu mai poți, iar peste 10 minute, o jumătate de oră, o oră, când se mai duce un pic din mâncare, când se mai așează, îți vine iar să mănânci, pentru că poftele nu te lasă, poftele îți dau imediat în cap, în creier, pentru că al tău corp a suferit atât de mult, încât acum este disperat după calorii și după ce ai simțit gustul, după ce ai băgat în gură ceva gustos, nu te mai poți opri efectiv. Garantat, eu am mâncat de câteva ori până am ajuns să vomit și vă pot spune că este foarte adevărat ce spune tipul acesta. Dar repet, nu dacă stai o zi nemâncat. Trebuie să stai mai mult, trebuie să-ți forțezi corpul mai mult, mai multe zile, mai multe săptămâni ca să ajungi în chestia asta critică. Și dacă stai o perioadă mai lungă de timp nemâncat sau mâncând foarte, foarte puțin, într-adevăr, corpul o să intre într-o stare vegetativă. Nu va mai consuma atâtea calorii. Își va conserva energia cu orice preț. Nivelul tău imunitar va scădea, riști să te accidentezi, la când faci sport, riști să te îmbolnăvești, să răcești și așa mai departe. Ești mult mai predispus la foarte multe chestii nasoale și va începe să ardă din ce în ce mai puține calorii, adică rata metabolică a corpului va scădea dramatic, foarte, foarte mult dacă nu-i dai să mănânce. Și apoi, inevitabil, vei mânca o corcodușă. Corpul care e foarte eficient, când știe că îl înfometezi, corcodușa aia o ia și ți-o pune aici. O pune deoparte, să fie că nebunul mă înfometează. Ei, aici nu mai sunt de acord cu el. Să zicem, ți-o dietă foarte drastică, nu mănânci, să zicem, da, nu mănânci nimic. Dar nu pe o zi, cum a zis el, pentru că nu o să scadă sistemul imunitar și rata metabolică în așa fel încât să mănânci o corcodușă să se depună. În niciun caz după o zi, mai ales că înainte ai mâncat mult mai mult, cu o zi înainte ai mâncat mult mai mult. A doua zi, chiar dacă nu mănânci nimic, nu se întâmplă lucrul acesta. Să mănânci o corcoduș și se depună. Este imposibil. Aici a exagerat. A exagerat pentru că a încercat să le explice șefilor, probabil s-a tăiat și foarte mult la montaj, a încercat să le explice șefilor că dacă stai o perioadă mai lungă nemâncat, apoi dacă vei mânca foarte puțin, acel puțin se va depune. Tu după ce faci un crash diet din ăsta, dacă poți, dacă reziști la pofte, dacă reziști poftelor, după ce ieși din starea aceasta și începi să mănânci, tu trebuie să mănânci la menținere, undeva la 1500-2000 de calorii, poate chiar mai mult. Unii, foarte mulți oameni slăbesc dacă mănâncă 1500-2000 de calorii, mai ales care sunt și sportivi și fac sport foarte mult. Deci vei putea mânca un pic mai mult chiar de 1500-2000 de calorii, fără să te îngrași. Să zicem că o să mănânci cu 500 de calorii pe zi mai mult decât mâncai în mod obișnuit, când erai la slăbire. Ei, dacă mănânci așa, nu te vei îngrășa, dar dacă poftele vor fi foarte mari și nu te mai poți controla, într-adevăr, vei mânca foarte mult și te vei îngrășa. Dar în niciun caz de la o corcodușă nu o să te îngrași. Corpul nu o să ia corcodușa aia și o să se depună aici, sau aici, sau aici, cum arăta el. Pentru că o corcodușă are câteva calorii, are până în 10 calorii. Adică, practic, e infim, e nimic. Eu înțeleg ce a vrut să facă omul, a vrut să exagereze foarte mult pentru ca explicația și mesajul să fie mai ușor de ajuns la șefi. Însă, dacă nu vei mânca pe o perioadă mai lungă de timp, după aia, când ieși din perioada asta, trebuie să mănânci puțin, trebuie să o iei ușor, cu lucruri care se digeră ușor și să-ți stai undeva între 1500-2000 de calorii, nu o să ai nicio problemă, nu o să te îngrași, o să te menții. Dar câți oameni poate să facă asta? Câți oameni care se înfometează pentru a slăbi rapid și mult și pe o perioadă mai mare de timp, câți reușesc ca apoi când ies din starea asta să mănânce foarte puțin? După ce vei pune în gură ceva, vă garantez că nu te vei mai putea opri, efectiv, nu te vei mai putea opri din mâncat. Așa că o corcodușă nu o să te îngrașe dacă stai nemâncat, dar problema este că nu vei putea rezista tentațiilor. Vei fi atât de înfometat încât vei mânca până la refuz și apoi peste o oră când se mai face un pic loc în stomac, vei mânca iarăși, peste o oră vei mânca iarăși, tot așa și vei mânca 4-5 mii
10.000 poate de calorii în următoarele zile și n-ai făcut nimic, imediat, boom, efectul de yo-yo, imediat sare greutatea în sus cu câteva kilograme. Și te poți îngreșa mai mult decât greutatea de la care ai început să slăbești. Dacă tu mănânci corect timp de o lună și te duci la o nuntă, chiar dacă faci un exces, corpul știe că tu mănânci corect timp de o lună, două, trei, și pur și simplu dă afară surplusul, iar te trezești că marți, miercuri, deja ai cu 200 de grame mai puțin și ai creat și o amintire. Aici dau dreptate, iarăși dau dreptate, pentru că așa este. Deci dacă exagerezi, dacă mănânci ceva mai, cu mai multe calorii sau suma totală a caloriilor este mai mare duminica, luni, dacă vei mânca la fel, îți vei relua programul de 1500-2000 de calorii, corpul își va retrage acel exces pe care l-ai dat duminică. Nu se va mai cunoaște. Cam atât pentru clipul de astăzi, fraților. Ați văzut și voi domnul Superman, domnul Cristi Borcan de la Șef la Cuțite. Foarte simpatic, mi-a plăcut foarte mult de el. Informații calitative, per total, informații foarte bune. Este genul de dietă și genul de mindset și genul de abordare a unei perioade de slăbire asemănător cu cel pe care îl practic și eu și îl predic aici în vlogurile mele. Vă spun în fiecare duminică, în fiecare clip lucrurile acestea. De fapt, nici nu știu dacă v-am spus atât de detaliat. Asta este și frumusețea clipurilor Greșeli în Fitness, pentru că pe baza spuselor unor oameni, eu pot să vin și să argumentez și să spun de ce este bine și de ce nu este bine. Pentru că în alte clipuri este posibil să nu am câte o explicație atât de amplă și bănuiesc că veți înțelege mult mai bine din această nouă serie cum funcționează slăbitul și masa musculară și dieta, nutriția în general. Cam atât pentru acest vlog, fraților. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și un comentariu, pe mine mă ajută foarte mult. Dacă vă place această nouă serie, să-mi spuneți pe cine ați vrea să mai analizăm din domeniul nutriției, din domeniul fitness-ului, lăsați-mi în comentarii și vă promit că vom face episoade cu toate persoanele pe care mi le lăsați în comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a vedea toate clipurile pe care le pun, pentru a fi notificat și să vedeți primii, mai ales vlogurile mele de duminică. Pentru că în vlogurile de duminică vă arăt cea mai șmecheră transformare, singura transformare live de pe tot YouTube-ul, informații foarte bune, veți putea vedea toate mesele, veți putea vedea și din antrenamentele mele, din forma mea, cât de mult s-a îmbunătățit forma, cât de mult am slăbit, cine mai gătește Chef Mami, și vă veți lua cea mai puternică doză de motivație de pe tot YouTube-ul ăsta. Până data viitoare, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare, eu sunt Otto, ursul vostru, v-am pupat, ceau! Lumea zice, zice multe, dar mai tare muzica în căști, am traseul clar în minte și trec printre mile de maști. Pas cu pas, mergi și atunci când toate dor.